Educația copiilor este pusă pe primul plan de primarul din Fărcașele, Viorel Vladu. De aceea, chiar și în această perioadă, în școlile închise, în comună se lucrează la îmbunătățirea condițiilor pentru elevi. Cu toții trebuie să facă nu doar activități educative, ci și sportive. Iar dacă până acum orele de educație fizică se desfășurau în curtea școlii, din septembrie copiii vor beneficia de terenuri de sport moderne. Avem de realizat terenurile de sport din comuna Fărcașele la cele trei școli. Un teren aici de față s-a terminat turnarea betonului, continuăm cu instalația de nocturnă, continuăm și la celelalte școli cu instalații de nocturnă și la o școală de luni apucăm de partea de construcție, de betonat. Pe lângă terenurile de sport cu nocturnă, la Fărcașele au fost făcute investiții importante și în interiorul școlilor. Toate clădirile au acum grupuri sanitare noi. Am realizat grupuri sanitare la fiecare școală și la fiecare grădiniță, un număr de 6. Sunt moderne și sunt funcționale toate. De asemenea, am mai înființat o centrală termică la o școală cea mai mare din localitate, unde sunt condiții acum normale de învățământ. În Fărcașele învață în cele trei școli și grădinițe aproape 500 de copii. Tot pentru ei, primăria are în lucru un proiect de modernizare și extindere a căminului cultural din localitate.